Klaus Iohannis de depământ cu Viorica Dăncilă în scandalul stenogramelor, cum vrea să rezolve divergențele dintre BNR sublinierei guvern video. E sublinierea irei extrem de dura lui Klaus Iohannis în scandalul stenogramelor. După devoalarea discuțiilor dintre subliniereful statului sublinierei premierul Viorica Dăncilă, Iohannis iese la ramp. Acesta spune ce stenogramele au fost trunchiate sublinierei o face praf pur sublinierei simplu pe Dăncilă. Discuții telefonice au fost. Am urmărit cu amuzament acele subliniere anumite stenograme. Ele arată mai degrabă ce subliniere i-ar fi dorit PSD instinse să fi discutat decât ce s-a discutat, a spus Iohannis. Stenogramele au apărut în contextul în care sublinierea statului a vrut să îi cheme la Palatul Cotroceni pe cei din guvern pentru a rezolva diferendele cu cei de la BNR. Iohannis vrea să rezolve aceste probleme cât mai repede. Mă vizitează doamna Dăncilă sublinierei sper ca într-un viitor foarte apropiat să se înțeleagă cele două părți direct sublinierei să clarifice problemele. Nu e normal să existe aceste contundențe între cele două instituții atât de importante. O să găsesc o soluție, a mai spus Iohannis.